Județul Iași a raportat în ultimele zile sute de cazuri de COVID-19 zilnic, cele mai multe din regiunea Moldovei, și are o rată de infectare de peste 13 la mie. În municipiul Iași, incidența cazurilor de infectare se menține la peste 20 la mie, dar a scăzut ușor față de ultima raportare, iar în județ, Mironeasa este prima comună care a reintrat în zona verde. În zona metropolitană se detașează localitatea Valea Lupului, cu o incidență crescută peste 36 de cazuri la mie de locuitori. În aceste condiții, cazurile COVID la persoanele fără comorbidități au fost trimise la unitatea mobilă de la Lețcani pentru a elibera spitalele, iar pacienții care suferă de alte afecțiuni să primească tratament. Având în vedere capacitatea unității mobile de la Lețcani de a trata pacienți în secția de ATI, unde se poate ajunge până la 52 de pacienți, pacienții care sunt doar cu leziuni determinate de boala COVID, care nu au alte comorbidități care necesită tratament într-o secție de specialitate, sunt internați în secția Lețcani. În felul acesta, nu limităm accesul la servicii medicale a pacienților non-COVID.